kem një sedium Daily Driven Exotics. No problem. Numai să văd drifterile în intersecție și viații. Și aici în stânga, powered by DDE. No problem. Ce am în drum și de link-uri noi aici? Compton. Yeah, baby. Mașina e înghețată, nu mă vine. Am mai găsit o chestie din San Andreas. Numai că poligonele de pe vremea aia erau un pic cam scăzute. Că realitatea așa arată cam așa. Watchtowers. Very interesting stuff. Oh yeah, baby. Probleme tehnice. De ambreiaje. I-am urmărit pe băieți și ne-a dus la locul potrivit. Motor de aur. Poți să zici că ai parcat corespunzător. Care mai de care? Oh, că s-a rupt pe șasiu. Plin de grătare. Lumea se distrează, muzică. Un show în aer liber. Uitați-vă la asta cum stă. Hai de cap, mă. Altul. Șocant. Doamne fer. Maxim. Milițienii analizează. Ăsta-l doare fix în pulă. Băieți, probleme acolo, ceva. Tot fătat sub ea. O cobra, mereu e o cobra. Bă, mă, că s-are treabă, nu-i cu evenimentul. Care mai de care? Numai stau cheile înăuntru acolo, dacă-i bai. Pruncul să joacă baseball. Aici ceva se întâmplă, dar nu știm ce. Grătarul numai herbe. Dă-i nelă. Asta e un mod corespunzător de a circula. Așa da. Vine iar ăsta nervos. Cu breton. Durează de la capotă. Ala, da. Omul cu bere la mână rupe motorul. Asta e turătorul de motoare. Momentul care cu huracanul n-ai ce cota. O să mai departe spre Chinatown. Sau ceea ce.
Căutăm oare ce de mâncare. Server de GTA 5. Intrăm un la Burger King. Din păcate e închis, numai la Drive mere, cred. Am venit pe la Papa John. Iar mâncăm pe capotă. Am primit și un garlic sauce și un ardei iute. Poftă bună, dă-i să margă. Blocul cu stea în vârf. US Bank. Au venit Amish la oraș. No problem. Am oprit să băgăm un pic de zapt. Și avem aici un Maserati. Superb. Am venit pe Rodeo Drive să vedem dacă este o fie viață. Sâmbătă seara, mă. Cam chill treaba pe zona pe aici. Așa că merg spre Ocean Drive. Una vrea să ia zborul. Restaurant de animale toate. This is LA. Ocean Drive. Nu e foarte aglomerat. Am ajuns la cazare. Băi, am venit spre Vice. Așa că ne vedem de acolo. Frate, suntem pe avion. Mi-am dat seama că e pe scurt video. Așa că am zis că de pe valiză. Iar noi așteptăm Uber-ul pe Miami Airport. Să vedem de unde vine. Mergi la hotel Pelican Ocean Drive. Fiecare cameră are o temă diferită. Love, Peace and Leaf Forest. Asta e exemplu așa mai de pădure. Very interesting. Mai avem Lost in Space. Și mai avem și spre camera mea. Best Whorehouse. Stil vechi curve. Cum era pe salon în la filmele western. This is yes. No problem. Asta am primit, asta păstrăm. O baie absolut normală. E vreme să merg să mâncăm oarice. Deși e 12 ceasul mic, nu? Dar noi murim de foame pe avion. Nu ne-a dat absolut nimic pe așa de la... Măcar te dat mâine. Da. Nu știu, de la American Airlines au numai băuturi și un pic de fructe. Doi, trei biscuiți și cam atât. Let's go, Thomas. Merg la culcare că mâine este o nouă zi. Morning, guys. E Miami. Merg să luăm o mașinuță închiriată. De fapt, e după masă, nu chiar morning. Ce nu se putea pune, l-o cenzurat. Ce se putea pune, l-o pus. Mai are treaba aici, în Miami Beach. Am închiriat mașina de pe Turo. N-am mai făcut chestia asta niciodată. Sunt curios cum va fi. Intri pe aplicație normal, să alegi mașina, selectezi, bam, bam, îi dai acolo. Asigurare standard. Asta înseamnă că poți plăti maxim 500 de dolari în caz de daună. Mai arăm să o luăm. Aia e mașina. Nu să vedem cum o luăm. Să-mi trebuie pe Turo. Am ajuns la mașină. Am pus aplicația să-i fac poze de afară și din interior. Mașina e deschisă încă. Dar nu e nimeni la ea. I-am scris la pătură, o să vedem, vine cineva, nu vine. Așteptăm. Deci practic ea e ea. Cu husă. Și nu vine nimeni, au zis că putem să pornim.
nu, tremurat. Azi din ce știu, un Camaro tot. V6, că altfel nu a fost, dar bun, e aceu mere. Ok, băieți. Deci asta e temperatura. De aici e intensitatea și de aici și de la fiecare închizi și deschizi clapetele astea din Logan. Full-ul e full, dă-i să margă. Am zis să-i dăm o spălare, că e în ultimul sir. Să vedem, dar nici le vinim de culoarea asta. În două cuvinte, într-o stare de căcat. Dar asta este. Prețul a fost de 350 de euro pentru 3 zile. Ce ți-ai prințelit acolo, bă? Nici nu scrieți în coment dacă merită sau nu. Dar are mai timp când ne muda un pic. Ăla cadră de astea inexistent. Să vedem, să vedem. O spălare Best Car Wash e 20 de dolari. Ia, detailing, menu, tot ce vrei îți faci aici la mașină. Pac, pac. Ceară, diamond. Dă-i să mă argă. Cum a diamant eu văzut ăla. Uite-te acolo. Spălătoria asta e deodată cu joc Vice City. Și apă 80. Eu cam dată nu a intrat apa înăuntru. Dar ne așteptăm la cei mai rău. O picurată am pe mână. Asta este. Vreau să închid. De la care buton? Păghicite. Nu știu, sunt închis? Sunt închis, tati, primul stânga. A, da. Mândre jantiera asta. A, da, da. Am venit până la Best Buy. Fraților, ne vedem din vlogul următor din Miami.